La noapte cerul va fi variabil în nord-vestul și centrul țării și mai mult noros în rest. Pe arii restrânse va ninge slab, iar în Banat și Crișana, la începutul intervalului, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ploaie. Vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-estul teritoriului, iar izolat și în centru și nord-vest, cu viteze de 45-55 de km pe oră, mai mari pe litoral, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 10 și minus 2 grade Celsius. În capitală cerul va fi noros, iar vântul va mai prezenta unele intensificări cu viteze la rafale de 45-50 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de minus 5-minus 4 grade Celsius. Mâine vremea va continua să se răcească, cerul va avea norări în jumătatea de sud a țării, unde local va ninge slab, iar în rest va fi variabil și doar izolat, mai ales la munte, se vor semnala fulguieli trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, în Bărăgan și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 7 grade Celsius în depresiuni și 2-3 grade Celsius în Banat. În capitală, vremea va fi rece, cerul va fi variabil, iar vântul va mai prezenta unele intensificări la începutul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor minus 2 grade Celsius. La munte, vremea va fi geroasă dimineața și noaptea, cerul va fi variabil cu unele norări și trecător va fulgui, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare pe creste, mai ales în munții Banatului.